Bună seara și bun găsit tuturor! Începe o nouă ediție a emisiunii electorale Portret de Candidat. Vă invit așadar să urmăriți TV Siget și de data aceasta. În prima parte a emisiunii vorbim despre sănătate, mai exact aflăm cum abordează echipa PSD Siget Marmației principalele probleme din domeniul sănătății, dar aflăm totodată și ce proiecte și investiții propune pentru îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor medicale. Invitații mei din seara aceasta, în prima parte a emisiunii, sunt domnul Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației și candidat PSD pentru un nou mandat de primar. Bună seara și bine ați revenit în studioul TV Sighet. Bună seara! Îl salut și pe domnul dr. Cristian Brad, directorul medical al Spitalului Municipal Sighetu Marmației și candidat PSD pentru Consiliul Local Sighetu Marmației. Bună seara, vă spun și dumneavoastră! Bună seara! Pentru început, foarte pe scurt, domnule Moldovan, cum se află echipa PSD Sighetu Marmației pe final de campanie electorală, pe ultima sută de metri? Așa este. Duminică vor avea loc alegerile locale, europarlamentare. Echipa PSD este pregătită ca de obicei. Mă refer aici, în ultimii ani, a căpătat o experiență. Avem oameni care sunt alături de noi, au căpătat experiența atât ca și consilier local, eu în calitate de primar, fost prefect al județului Maramureș. Deci avem o echipă care dorește să continue ceea ce a început bun în Sighetul Marmației din punct de vedere administrativ. Sperăm ca sighetenii să fie aproape de noi, să ne dea credibilitate, să ne dea șansa de a continua proiectele pe care le-am început în Sighetul Marmației, să ne dea șansa și credibilitatea de a reveni și la conducerea județului Maramureș, la Consiliul Județean, prin domnul președinte Gabriel Varel Zetea, un om de asemenea cu o vastă experiență administrativă, fost președinte al Consiliului Județean Maramureș, vicepreședinte al aceleași instituții, actualmente deputat de Maramureș. Deci toate premizele duc spre o continuitate, în primul rând, spre o stabilitate. Sighetul Marmației, în primul rând, are nevoie de aceste două lucruri, continuitate și stabilitate. Sunt multe proiecte care sunt în curs de derulare. Se vor vedea în teren doar în următorii 2-3 ani. Mă scuzați. Dar ceea ce ne recomandă pe noi este seriozitatea cu care am muncit în acest mandat, chiar dacă nu a fost, din punct de vedere al Consiliului Local, o majoritate confortabilă și cu multe, multe disensiuni, cu multe, multe piedici, dar am reușit totuși să deblocăm aceste piedici, să aducem spre noi, spre primar, spre aparatul de specialitate a primarului, o parte din consilieri locali, să putem forma acea majoritate de care este necesară pentru a trece proiectele importante de dezvoltare a comunității. Am insistat o dată, de două ori, de trei ori, dacă a fost nevoie, acele proiecte importante să fie deblocate. Mă bucur că am reușit, mă bucur că o mare parte din consilierii locali din actual mandat au înțeles acest mesaj, au înțeles ceea ce este benefic pentru dezvoltarea municipiului și au venit alături de noi pentru a continua proiectele începute. Vom vorbi imediat despre proiectele începute și cele care se află în curs de implementare. Înainte însă aș dori să-l întreb pe domnul dr. Brad, cum vă gândiți să vă transpuneți toată experiența dobândită până acum ca și medic, ca și director medical al Spitalului Municipal în administrație? Da, sunt director medical de aproximativ 3 ani de zile. Am fost numit inițial ca director interimar de către domnul primar Vasile Moldovan. În acești 3 ani, ce pot să, ca și concluzie ce pot să trag, este faptul că este foarte important să formăm echipe. Iar echipa care am format împreună cu domnul manager Daniel Dunca și el de asemenea candidat la Consiliul Local Sighetu Marmației, a dus la realizarea unor lucruri foarte importante pentru spitalul nostru, atât pe partea de infrastructură, cât și pe partea de resurse umane. Domeniul principal, atribuția mea ca și director medical, a fost atragerea de personal medical calificat, atragerea de medici. Acum, la un bilanț făcut la 3 ani de zile de la investire, putem spune că în perioada 2021-2024 au fost aduși mult mai mulți medici decât în perioada 2011-2020.
2021, ceea ce este un plus pentru noi și ceea ce încercăm noi să facem pentru această comunitate. Este foarte greu la ora actuală să poți aduce un medic la un spital municipal. Se știe că aceasta este o problemă națională, sunt foarte puțini medici, mulți sunt atrași de mirajul străinătății, mulți sunt atrași la spitale private, mulți sunt atrași la spitale județene și putem spune la această oră că ne mândrim cu faptul că am reușit să aducem mulți medici în spitalul nostru. În opinia dumneavoastră, care sunt momentan cele mai importante probleme de sănătate și care trebuie rezolvate urgent și, bineînțeles, ce soluții vedeți? Da. Noi avem un plan strategic. Lăsând deoparte infrastructura despre care va vorbi domnul Moldovan. Noi avem un plan strategic făcut în urmă cu 3 ani de zile. Contracandidații noștri au pus în online și în spațiu public astfel de, să le spunem, minciuni. Există un plan strategic de dezvoltare care ține cont foarte mult pe partea medicală, ține cont de modificarea patologiei, de modificarea vârstei a populației. Avem parte de o populație îmbătrânită și vom ține cont și ținem cont întotdeauna pe dezvoltarea serviciilor și spre atragerea medicilor spre anumite sectoare. În acest sens pot să vă reamintesc partea cu urologia. Acesta a fost un proiect de suflet al meu, în care am dorit să reactivăm acest compartiment. Inițial s-a pus problema să aducem un singur medic, m-am opus, am argumentat pe faptul că dorim să facem și operații. Și atunci este nevoie de 2 medici. Întotdeauna în operații, operațiile se fac în echipă și acesta este un pariu câștigător. Am reușit să aducem medici pe specialitatea de pneumologie. A fost foarte greu pentru că trebuie să transferăm din alt spital. Am reușit acest lucru. Ce pot să vă anunț acum în premieră? În data de 25 iunie o să avem concurs pentru ocuparea 2 posturi de medici pe specialitatea de pediatrie, specialitate deficitară, în care, dacă totul decurge normal și nu cred de ce să nu decurgă normal, un medic va fi activ undeva începând din data de 1 iulie, iar cel de-al doilea medic este rezident de anul 5, și va fi activ undeva la începutul anului viitor. Vom reuși să-i semnăm contractul și să vină să-și ofere serviciile spitalului și comunității noastre. Da. Domnule Moldovan, există reproșuri în mediul online și nu numai despre faptul că nu se văd acele investiții istorice, nu se văd banii europeni, nu se văd acele milioane de euro. Cum răspundeți acestor reproșuri? Noi vorbim cu fapte concrete, cu lucruri care se văd și care se vor vedea în perioada imediat următoare. Avem deja contracte care sunt semnate, ceea ce înseamnă că în imediata perioadă vor începe și lucrurile la spital. De altfel, și la această oră, spitalul este în plin șantier. Pe lângă sumele care le-am alocat din bugetul local, din bugetul propriu al spitalului. Am atras fonduri guvernamentale, am atras fonduri europarlamentare, nu scuzați că vorbim de europarlamentare, vor să înșelă europarlamentare, fonduri europene și, bineînțeles, fonduri transfrontaliere. Nu a fost ușor să găsim o cale pentru a ajunge la atragerea acestor fonduri, ținând seama de situația juridică a imobilului, la terenului și a cădirilor unde se desfășoară activitatea Spitalului Municipal Sighet. Vorbim de o suprafață de aproximativ 7 hectare, vorbim de clădiri tip pavilionar, clădiri istorice, trecute incluse în patrimoniul clădirilor istorice la Ministerul Culturii. Pentru început a fost nevoie de întocmirea unui studiu istoric, să lămurim care și clădiri pot fi și ce intervenții pot fi făcute asupra acestora. Iar la această oră există contract semnat și avem și în execuție un de cele mai mari investiții care vor fi acolo la spital. Este vorba de reabilitarea fostului spital de copii deficienți, o investiție prin compania națională de investiții. La această oră, la Ministerul Dezvoltării, urmează a fi avizat proiectul tehnic, după care se va intra în execuție. Deci, în toamna anului trecut, avem deja și câștigător al licitației care a avut loc la acel moment, proiectare cu execuție, ceea ce înseamnă că după aprobarea proiectului va intra în execuție și acea lucrare.
Acolo vorbim atât de reabilitarea clădirii, cât și dotarea acesteia cu toată aparatura necesară. Este o investiție care depășește 10 milioane de euro. Suma este suportată exclusiv de către Compania Națională de Investiții. Desigur, aceste demersuri pentru acest obiectiv sunt făcute de aproximativ 10 ani. Dar acum, doar în acest mandat, am reușit să semnăm contractul cu Compania Națională de Investiții și am reușit să predăm amplasamentul către această instituție. Acolo va funcționa centrul de primiri urgențe și secțiile de chirurgie și ortopedie. Au mai fost mediatizate și sunt colegii contracandidați, să le spun așa, acolo, după ce ne spunem colegi, cunosc această situație pentru că mare parte dintre ei sunt în Consiliul Local, sunt membri ai Consiliului Local. Toate aprobările, toate demersurile au fost aprobate de către Consiliul Local, ceea ce țin de noi de primărie și cunosc situația și nu putem vorbi de o necunoștință de cauză sau faptul că nu se văd în teren aceste lucruri. Se vor vedea imediat după aprobarea proiectului tehnic. De asemenea, avem contract semnat prin PNRR pentru reabilitarea unui număr de 8 clădiri din cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației. Și asta înseamnă, începând de la acoperiș, geamuri, uși, instalații electrice, termice, deci totul va fi schimbat și acela este un proiect care undeva la 9 milioane de euro. De asemenea, în acel contract ne aflăm în procedura de licitație pentru a fi desemnat câștigătorul. Sperăm să avem până la sfârșitul lunii iunie un câștigător și acolo lucrurile să poată fi începute. Avem, acolo este și proiect tehnic aprobat, acolo doar execuția este scoasă la licitație. Deci nu putem vorbi că nu există proiecte la Spitalul Municipal Sighetu Marmației. Să amintiți eventual și proiectele deja finalizate, investițiile care s-au făcut în spital în domeniul sănătății în primii 4 ani. Da. Deci sunt lucruri care nu se văd, dar la fața locului putem constata că sunt în șantier, se schimbă toată instalația de apă canal. Acolo avem un sprijin din partea, am avut un sprijin din partea Ministerului Sănătății, plus am completat din bugetul local cu cofinanțarea, deci se schimbă toată instalația de apă și canal, s-a schimbat mai exact. De asemenea, este în lucru și se va schimba toată instalația termică. Acolo am avut un proiect pe fonduri norvegiene care a stagnat și ne-a blocat, să zic, o anumită perioadă, însă sumele de cofinanțare au fost foarte mari, timpul era foarte scurt de implementare și am renunțat la acel proiect și am alocat sume necesare, am mers un proiect multianual, atât din bugetul local și cât din bugetul spitalului și se schimbă toată instalația termică. În decurs de maxim 2 ani vor fi finalizate și acele investiții și practic vor merge în paralel cu celelalte lucrări. Iar de asemenea, din bugetul local și din bugetul spitalului au fost reabilitate mai multe secții din cadrul spitalului municipal. De mă refer la reabilitarea lor pe interior. Probabil domnul dr. Brad poate să știe numele care sunt aceste secții, dar de câte cunoaștem, au fost și mediatizate aceste lucruri, au fost și prezentă și televiziunea dumneavoastră cu ocazia realizării acestor investiții. Deci nu putem spune că în Spitalul Municipal Sighet nu s-au investit bani. După ce se vor realiza aceste investiții pe care vorbeam și sunt lucruri concrete, deci contracte semnate, fața spitalului se va schimba substanțial. Cei care lucrează în spital, medici, asistenți, infirmieri, toți vor beneficia de condiții optime de muncă, iar cei care vor trece pragul spitalului, toți sighetenii și toți cetățenii care locuiesc în Maramureș și istorici care beneficiază de serviciile acestui spital, vor putea spune că, iată, s-am deplinit visul de a avea servicii medicale de calitate, iar în ce privește investițiile, se completează cu ceea ce a spus și domnul dr. Brad, cu cei medici care vin spre Sighetul Marmației, personal care vine spre spitalul din municipiul Sighetul Marmației și vă dați seama că toate acestea pot duce la un viitor în ceea ce privește sănătatea în Sighetul Marmației. Un spital la standarde europene, ținând seama și de eforturile care le-am făcut de a colabora și cu alte spitale, alte instituții. Avem acel parteneriat cu Spitalul Spallanzani, care continuă și la ora actuală. Avem parteneriatele transfrontalier cu spitalul din Ivano-Frankivsk, cu spitalul din Solodvino. Pe lângă investițiile în infrastructura în construcții, mă refer aici și la investițiile în aparatura medicală. Aici domnul doctor va putea
completa cam da, ce... Da, chiar asta urma să vă întreb. Pe lângă investițiile în infrastructură, știm că este extrem de important îmbunătățirea actului medical și dezvoltarea de noi servicii și, bineînțeles, dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație, care știm, ați mai spus și în alte emisiuni, contează extrem de mult atunci când vă gândiți să atrageți noi medici spre spital. Da, în acest sens, întotdeauna la început, orice medic care a venit și a fost angajat, a fost chemat la o discuție. Ce anume ai nevoie, cu ce te putem ajuta, ce aparatură ai nevoie pentru a-ți putea desfășura actul medical în condiții cât mai bune. În acest sens, aș vrea să vă reamintesc că noi am pus în bugetul spitalului inclusiv fonduri pentru partea de dezvoltare profesională a medicilor. Am avut medici care am trimis la cursuri, la competențe, sunt cel puțin 4 medici la care spitalul le-a plătit cursul de ecografie. Am avut medic pe care l-am trimis la un curs de puncție hepatică și în continuare avem la dispoziție buget pentru dezvoltare profesională. A fost foarte important, inclusiv pe partea de asistenți. Am trimis 6 asistenți de la laborator pentru a face cursul de pregătire profesională specifică pe meseria lor de medicină de laborator. 2 asistenți care au făcut cursul de explorări funcționale și un asistent care a făcut cursul de anatomie patologică. În așa fel încât să fie cât mai bine pregătiți pentru a face față actului medical. Cum spuneam, lucru în echipă s-a făcut în felul următor, adică am reabilitat, vă dăm un exemplu, o secție, secția de boli infecțioase, da, s-a schimbat partea electrică, s-a pus tarchet, s-au montat dispozitive speciale pentru dezinfecție, s-au adus paturi noi, da, deci sunt secția de chirurgie. Practic, toate secțiile la ora actuală au avut un proces de reabilitare și redotare cu aparatură. La partea de chirurgie, prin proiectele europene, ne-au permis să achiziționăm un aparat de laparoscopie, undeva valoarea lui, din ce mi-aduc aminte, dar nu sunt pe partea de achiziții, undeva la 600.000 de euro. Acel aparat laparoscopic care îl folosesc și chirurgii și urologii, în perioada în care secția era în reabilitare, colegii de la Spitalul Județean Baia Mare ne-au solicitat să-l împrumutăm lor, pentru că este mult mai performant decât au ei. Schimbăm toate paturile prin acest proiect. Acum, recent, zilele acestea au venit paturile de terapie intensivă. Sunt paturi ultramoderne, la standardele actuale, la standardele europene, atât pentru secția de ATI, cât și pentru secția de cardiologie, cu acel compartiment special de USTAC, un fel de terapie intensivă pentru pacienții cardiaci. Sunt multe lucruri de făcut în continuare. Vom intra într-o reabilitare a secțiilor de psihiatrie. Avem 5 secții de psihiatrie, una deja este reabilitată, urmează și celelalte 4, celelalte 2 clădiri care găzduiesc celelalte 4 secții să intre într-un proces de reabilitare continuă. Totul s-a făcut la interior, s-au adus aparatură nouă, s-au adus ecografe noi și se vor mai aduce în continuare în funcție toată de necesitățile. Toată aparatura este folosită. Da, la ora actuală deci toată aparatura asta v-am spus. Planul nostru a fost să discutăm cu colegii. Vă dau un exemplu pe pneumologie. Urmează anul viitor să aducem un nou medic. Da? Avem deja un medic nou adus. M-am întrebat-o, pe ce parte vrei să te dezvolți? A zis, pe partea de somnografie, pe partea de apnee în somn, o patologie foarte vastă la ora actuală în țara noastră. Și atunci vom face dotarea cu aparatul necesar, da? Și vom trimite medicul să-și facă acea competență pe fondurile spitalului nostru. Cel de-al doilea medic care va veni va dori să facă bronhoscopie, da? Aceea investigație minim invazive cu acel tub care se introduce în trahee pentru a funcționa sau pentru a desobstrua căile respiratorii.
colegul care va veni de la anul dorește să meargă pe această parte și atunci reușim să îi aducem împreună, să facă o echipă, unul pe o parte, unul pe celălalt, în așa fel încât să fie în folosul pacienților singheteni și a pacienților care apelează la spitalul nostru. Aș vrea să completez că în Spitalul Municipal Sighet, în acest mandat, sunt cele mai mari investiții din ultimii 40 de ani în Spitalul Municipal Sighetul Armației. Vorbim, de fapt, că o treime din fondurile europene atrase și fonduri guvernamentale merg către Spitalul Municipal Sighetul Armației. Avem reabilitate rețeaua de apă canal, rețeaua termică, o mare parte din secțiile chirurgicale, iar în acest moment în derulare sunt proiecte de reabilitare a 8 clădiri, așa cum am mai spus. De asemenea, este în reabilitare și va intra în curând în execuție acea clădire, a fost spital de copii deficienți. Desigur, investițiile în spital și în orice domeniu nu se văd peste noapte, este o muncă în spate, o muncă care durează câțiva ani, dar este important că suntem pe drumul cel bun, de aceea venim în fața sighetenilor cu proiecte concrete, un proiect care se implementează, iar sighetenii trebuie să fie aproape de noi, să ne dea șansa să continuăm pe acest demers pe care l-am început, pentru că este foarte important să avem continuitate în proiectele pe care le avem în implementare. Sunt proiecte care, așa cum am spus, de care vor beneficia toți sighetenii municipiului și, de asemenea, toți cei care apelează la serviciile Spitalului Municipal Sighetul Armației. Domnule doctor Brad, ce mai rămâne de făcut la Spitalul Municipal Sighetul Armației după implementarea tuturor acestor proiecte? Da, la nivelul spitalului, în principal, trebuie să reamintim ce s-a investit în acești 3 ani de zile. S-a modernizat la interior secția de boli infecțioase, secția de dermatologie, secția de medicină internă, secțiile de cardiologie obstetrică, ginecologie, chirurgie generală. Sper că n-am scăpat pe nimeni. S-a dotat sala de chirurgie cu acel aparat laparoscopic ultramodern. S-a dotat secția de oftalmologie cu un biomicroscop și cu alte aparate care împreună suma cheltuită pe acest aparat se ridică undeva spre 300.000 de euro, aparate tot așa de ultimă generație. S-a înființat secția de spitalizare de zi, unde am dotat această secție cu 2 aparate de ecografie. Un aparat destinat ecografiilor de tip abdominal sau de părți moi și al doilea aparat destinat afecțiunilor cardiologice. În continuare se urmează, anul acesta avem în buget inclus achiziționarea unui ecograf ultramodern, o sumă aproximativ de 100.000 de euro pentru partea de morfologie fetală, foarte importantă pentru pacientele gravide. Va fi o premieră, pentru că la ora actuală colegii noștri trimit pentru această ecografie morfofetală, trimit către centre universitare, către Cluj în special. Și nu numai că vom dota spitalul cu acest ecograf, dar avem și deja medici pregătiți care au deja competența. Vezi că e important așa, dar din păcate mai avem doar 2 minute disponibile pentru concluzii. Domnule Moldovan, dacă este să fiți ales din nou prin votul cetățenilor duminică, cum credeți că va arăta Spitalul Municipal Sighetul Armației în 4 ani de zile sau peste 4 ani? Da, așa este. Investițiile, așa cum am spus, nu se văd peste noapte. Este o muncă în spate, o muncă care se vede în timp. Aici vorbim de investiții pe termen scurt, mediu și lung. Noi ne dorim ca Sighetul Armației să aibă un spital modern, un spital la județean, chiar regional, la care să apeleze cât mai mulți pacienți, cei care au nevoie de servicii medicale de calitate. Este important pentru cetățenii Sighetului și numai, așa cum am mai spus, să aibă unde să apeleze, să aibă medici care să-i îndrume, să aibă aparate care să le rezolve problemele. Toate acestea converg spre o bună administrare, spre o echipă care va face performanță. Este foarte importantă colaborarea între administrația publică locală, între primărie
și Spitalul Municipal, între conducerea Spitalului Municipal și angajații Spitalului. Doar împreună putem să dezvoltăm Spitalul Municipal Sighetu Marmației și să-l aducem acolo unde este locul, la standarde europene, zic eu. Domnule Bladu, ascultă concluzia. Concluzia este următoarea. Să putem continua și să putem face ceea ce deja am demarat este lucru în echipă. Este foarte important în acești ani faptul că am putut să reușim să lucrăm în echipă, iar la ora actuală echipa care o formăm, echipa Partidului Social Democrat Sighetu Marmației, este cea mai completă echipă existentă la ora actuală în orașul nostru. Și sunt convins că prin asta putem continua împreună. Vă mulțumesc foarte frumos pentru prezența în emisiune. Vă mai aștept și cu alte ocazii, cu alte subiecte. Până atunci, mult spor la lucru și, bineînțeles, mult succes! Mulțumim, o seară bună! Stimați telespectatori, vă mulțumesc și vouă pentru atenție, însă vă invit să rămâneți în continuare cu TV Sighet. Urmează partea a doua a emisiunii Portret de Candidat după o scurtă pauză de publicitate.